În acest sfârșit de săptămână, polițiștii rutieri sădmăreni se află la datorie pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, în vederea asigurării și menținerii unui climat de ordine și siguranță publică. În acest sens, polițiștii rutieri desfășoară activități specifice pe întreaga rază a județului Satu Mare, fiind prezenți atât în municipii și orașe, precum și pe principalele artere care tranzitează județul nostru. Pe această cale atragem atenția tuturor conducătorilor auto asupra obligativității respectării regimului legal de viteză și de a nu conduce vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, întrucât producerea unui accident rutier poate avea urmări grave. De asemenea, având în vedere această perioadă caniculară, precum și temperaturile ridicate care se regăsesc la nivelul părții carosabile, conducătorii auto au obligația de a păstra o distanță suficientă față de autovehiculul care se află înaintea lor pentru a putea frâna în condiții de siguranță. Nu în ultimul rând, ne adresăm și celorlalți participanți la traficul rutier, și anume pietonilor, cărora le recomandăm să manifeste o atenție sporită și să se asigure de mai multe ori atunci când se angajează în traversarea drumului public prin locuri marcate și semnalizate corespunzător. Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare vă urează un sfârșit de săptămână liniștit, în siguranță și fără evenimente.